Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Mă bucur că avem o nouă ocazie de a petrece împreună 45 de minute. În această seară, alături de mine în platou, îi am pe doi dintre colegii mei de la A7, pe Răzvan Mihalcea și pe Mihai Stoicescu. Sunt sigură că nu este nevoie să mai spun alte detalii despre ei, deja îi cunoașteți. Dar pentru cei care vă uitați pentru prima dată la A7, Răzvan este medic, iar Mihai este teolog. Bună seara, domnilor, și bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine, te-am regăsit! Pentru ei am pregătite 36 de mituri. Așadar, 18 mituri din medicină îi le voi adresa lui Răzvan și 18 mituri din teologie se vor direcționa către Mihai. Vom încerca să dezbatem cât mai bine aceste mituri. Ei vor spune dacă sunt adevărate sau false, bineînțeles argumentând acest lucru. Iar în ceea ce vă privește pe dumneavoastră, am două rugăminți. Prima rugăminte este să distribuiți această emisiune, pentru că vă asigur că toate miturile pe care le vom discuta în această seară sunt foarte, foarte interesante. Și a doua rugăminte este, dacă știți mituri din medicină sau din teologie interesante, intrigante, puteți să ni le scrieți sub formă de comentarii la live-ul pe care îl urmăriți în acest moment pe Facebook. Răzvan, ție îți voi adresa prima întrebare din această seară, de fapt primul mit. Petele albe de pe unghii indică lipsa calciului. Adevărat sau fals? Parțial adevărat. Există niște pete care pot arăta lipsa calciului, dar de obicei sunt foarte severe. Din păcate, hipocalcemia se poate manifesta în forme mult mai fruste, mult mai subclinice, sau, într-adevăr, poate fi diagnosticată tardiv, când ajungi la spital, cu chestii mai grave. La fel cum punctele albe de pe unghii pot fi fiziologice, absolut normale, la fel, așa este, cădere de calciu nu există. Învățarea unei limbi străine este mult mai ușoară între vârsta de 7 și 8 ani. Adevărat sau fals? Nu neapărat 7 și 8 ani, e mai mult un mit, din contră s-a dovedit faptul că sunt mult, mult mai receptivi chiar până 7 ani copiii. Deci 7 și 8 ani nu este vârsta propice, din contră, mult sub 7 ani, și s-a demonstrat copiii care cresc în medii bilingve sau învață două limbi în același timp sau chiar trei, sunt situații de acest gen, au o capacitate intelectuală mult mai dezvoltată. Sunt studii care confirmă asta de peste 13 ani. Din câte știu eu, până la vârsta de 3 ani se stabilește centrul vorbirii. Da, se stabilește, dar gândiți-vă că mare lucru din memorie nu e magazinată până la 2 ani. Și totuși copiii absorb ca un burete anumite chestii și ulterior folosesc foarte interesant aceste chestii. Și știu foarte bine chestia asta la mine din familie, vă pot confirma. Nu e un mit, e foarte adevărat. Copiii chiar sub 7 ani prind foarte repede orice aviz de cei 7 ani de acasă. Eu la fel am o cumnată, ea vorbește română cu copiii și soțul vorbește engleză. Și cei doi copii știu cele două limbi. Da. Și un ultim mit pentru tine, deocamdată, bebelușii nu se pot îneca, au instinctul de a nota. Există anumite chestii care țin de not, dar nu e bine să supralicitezi, nu e bine să arunci copilul doar pentru a vedea care e situația. E adevărat, copilul în uter este ținut într-un lichid, în lichidul amniotic. Respirația nu o face prin lichid, ci o face exclusiv prin cordonul umbilical, gazele sangvine și schimbul de gaze fiind asigurat exclusiv de către mamă. Odată cu primul țipăt, în momentul în care copilul țipă, țipătul intrând în scorul abgar dat pentru a vedea cât de sănătos este copilul la naștere, este prima respirație pe care o are și prima respirație umflă plămânii la maximum și asigură închiderea anumite circulații, separarea circulației mari de circulația mică pulmonară. Deci e important să știm că, domne, copiii nu pot respira sub apă. Au niște mișcări care sunt relativ reflexe și să zicem că ar reuși să plătească, însă nu e bine să ajungi copiii în cine știe ce ape de când sunt mici și așa mai departe. Există anumite deprinderi care țin foarte mult de mișcări coordonate de a se ține la suprafață, dar nu cred că le putem numi chiar în not. Adică e mult spus în not și că nu se pot îneca. N-aș risca asta copiii mei. Mihai, primul mit din teologie, există rai și iad, acolo ne ducem când murim. Este adevărat sau fals? Bine, discuția asta este mai amplă. Mai amplă de ce? Pentru că ideea aceasta a raiului și a iadului apare și dintr-o altă concepție. Există suflet după moarte sau nu există suflet după moarte? Până la urmă, de aici se pornește toată discuția. Acum, dacă avem timp, putem să facem un studiu biblic cu privire la lucrul acesta.
Dacă vrei să răspund scurt, spun nu există rai și iad și, nu există suflet, și nu există suflet după moarte, pentru că sunt multe versete biblice care arată Dumnezeu când a creat pe om, ea l-a creat din țărâna pământului și spune Biblia în Geneza, capitolul 2, cu versetul 7, i-a suflat în nări suflare de viață. Și omul a devenit astfel un suflet viu. Cu alte cuvinte, există două elemente esențiale. Materie și suflare de viață care aparține lui Dumnezeu. Iar în Ecleziastul, din contră, ultimul capitol din Ecleziastul, versetul 7, la fel este foarte ușor de reținut acest verset, spune că Duhul, pe care noi îl spunem că Duhul omului, Duhul reprezintă acea suflare de viață. Spune, până nu se întoarce țărâna în pământ și Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Deci această suflare, acest, nu știu și eu, cum vreți să-l numiți, suflet, nu există decât atunci când cele două elemente se combină. Când țărâna se duce în țărână și suflare de viață se întoarce la Dumnezeu, nu mai există suflet. De aceea spun, nu există rai și iad pentru că nu există suflet. Pe de altă parte, asta trebuie să înțelegem, că este o diferență foarte mare, apropo de termeni, între suflet și duh sau suflare de viață. Suflarea exact. De viață nu e tot una cu... Asta vine prima dată când studiezi Septuaginta, Vulgata și știi că sunt termeni fundamental diferiți și nu e vorba de aceeași chestie, pentru că altfel în popor ai tendința să spui, păi da, dar suflarea de viață nu e sufletul omului? Și apoi vedeți că Domnul Hristos spune foarte frumos, când se înfățișează înaintea ucenicilor trecând de bariere, spune, zice, dați-mi să mănânc și puneți mâna pe mine pentru ca să vedeți că nu sunt ca să vedeți că nu sunt duhuri, deci nu sunt o chestie prin care poți să treci materială. Da? Deci, iarăși, adică, termenii se pot întrepătune, oamenii impresia că suflarea de viață ăla e sufletul care părăsește și așa mai departe. Tocmai de aceea am citat cele două versete, ca să se vadă exact legătura pe care o face Biblia cu privire la termeni. Încă un mit, religia limitează libertatea personală. Este un verset biblic foarte interesant, spune Mântuitorul în Evanghelia după Ioan. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi, vă face liberi. Din punctul meu de vedere, citându-l, recitându-l pe Domnul Hristos, nu, religia nu mă face încuiat deloc. Religia, din contră, mă eliberează de prejudecăți, de superstiții, de toate lucrurile necontrolabile sau orice dubiu. Din punctul meu de vedere, nu, religia nu provoacă astfel de lucruri. Din contră. Nu, dar misticismul, da. Și misticismul nu e religie. Da, dar vorbim de... De religie, da. Și încă un mit, religia nu mai este relevantă pentru societatea contemporană. Sau religia sau Biblia, mai bine zis. Nu mai este relevantă. Când Maria se întâlnește cu îngerul, Maria, mama lui Iisus, există un dialog între ei și spune niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Ei, chestiunea asta pe mine mă face să spun că niciodată Biblia nu va fi relevantă. Pentru că întotdeauna, vorbim de cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna, în orice vreme, indiferent de anotimp, de ce vreți dumneavoastră, cuvântul lui Dumnezeu rămâne, niciodată nu va fi relevant. Poate noi o să devenim irelevanți și poate nu o să ne placă Biblia, poate preferăm altceva, dar să nu confundăm lucrurile. Una este să nu-mi placă mie și una este ca Biblia să devină irelevantă. Nu, nu cred lucrul acesta. Răzvan, puterea de procesare a creierului apare la 18 ani. Este adevărat sau fals? Răzvan, pot să răspund și eu? Nu spune dacă ai, că nici eu vreau de problemă. Asta e un mare mit. Probabil că la 18 ani ai, probabil, e un prag decis legal acum, ai suficiente informații ca să spui că poți face cât de cât niște alegeri în consecință de cauză. E și un examen de la maturității care te așteaptă la 18 ani, o decizie în ce privește cariera. Dar nu, nu ne lăsăm păcăliți. Hotărârea pe care o iei cu mult înainte. Bineînțeles. Obiceiurile pe care le deprinzi înainte la 18 ani nu dispar, nu se transformă. Și îți pot influența puterea de procesare foarte mult, iar puterea de procesare poate fi sporită enorm de mult prin exercițiu.
Nu, e, nu, mintea nu e un mușchi, îmi pare rău să dezamăgesc asta, dar se comportă mai abitir ca un mușchi. O antrenezi, îți răspunde și te va deveni din ce în ce mai antrenată. O lași să-l încezească, o să vezi cât de mult te va surprinde din punctul ăsta de vedere în sens negativ. Până la urmă, educarea copilului înseamnă și creșterea lui. Da, niciodată la vârsta de 3 ani nu poate să facă niște asocieri pe care le face la vârsta de 14 ani. Nu. Și atunci e logică. Și nici pe aia de la 18 nu le face la 14, categorii. Exact. Dar trebuie să înțelegem că educația înseamnă practic tot ce intră în contact cu tine. Și asta acționează foarte mult cu corpul tău. Și din punct de vedere medical, fiziologic, cât și din punct de vedere psihologic, psihiatric și așa mai departe. Deci e foarte important de știut că nu te maturizezi brusc la 18 ani. Unii se pot maturiza mai devreme, alții se pot maturiza mai târziu. Dar nu, puterea de procesare nu apare brusc și din an 18 ani. Și dacă nu citești până la 18 ani, la 18 ani nu să faci nimica. Și nici la 20, nici la 30. Greu va fi să mai urnești un om care n-a citit până la 18 ani. Va fi foarte greu. Foarte greu să faci asta. Încă un mic răzvan. Femeile și bărbații se simt cel mai bine în corpul lor la 70 de ani. Tu ai contact la spital cu tot felul de oameni? Este adevărat sau fals? Nu, vă confirm în toate punctele de vedere că nu există să te simți cel mai bine în corpul tău. Asta e o chestie, e o percepție foarte mult, nu doar de sănătate și de boală, pentru că și astea, dacă vreți, condiționează foarte mult modul în care omul se percepe pe sine. Când te simți bolnav, parcă nu-ți mai place nimic de tine, deși există un instinct de conservare foarte puternic. Dar nu e adevărat. Din contra, aud comentarii în fiecare zi despre anumite degradări fizice ale corpului apropo de chestii de genul ăsta sau uimiri din ce nu, nu credeam că nu mai ține sau chestii de genul ăsta. Nu există vârsta 70 de ani care spună că, domne, atunci trebuie să știi până la 70 de ani să te simți bine în corpul tău. Cred că mai degrabă trebuie să știi cum te raportezi la anumite cerințe ale societății care, de punct de vedere, sunt întreținute doar pentru a întreține la rândul lor consumerismul. Să te potrivești unui tipar de comportament sau tipar fizic, doar o chestie care ține de consumerism, să consumi tot felul de chestii care te ține la rândul din societate. Mie uneori mi s-ar părea interesant să vezi și de unde a venit un astfel de mic. Exact. Să te simți bine la 70 de ani în corpul tău, când toată lumea, atunci când e bătrân, spune ce bine ar fi să mai fiu încă o dată la 20 de ani. 20, 30 și măcar 30. 40 ar da. Zice, da. Da. Spune-mi, Răzvan, este adevărat că vegetarianii trăiesc mai mult? Nu. Nu. E mai mult un mit. Studiile făcute pe populații largi și nu doar în cadrul aceleași populații arată că, de principiu, nu există o creștere extraordinar de mare vis-a-vis de treaba asta. Pentru că te pot ucide fundamental alte lucruri. Da, există impact de boli cardiovasculare, dar vezi, vegetarianismul în sine, că din punct de vedere al alegerii unui mod de a mânca, e doar o latură a problemei în ceea ce privește stil de viață. Stilul de viață înseamnă mult mai mult decât doar a mânca și a face treburi de genul acesta. Deci nu există niște studii clare care să spună, domnule, dacă ești vegetarian, ovo-lacto-vegetarian, vegan, o să înflorești, o să întinerești, o să te simți la 70 ca la 20, la 90 ca la 40 și așa mai departe. Nu. Din păcate trăim, sigur, îți pot ameliora multe lucruri, dar nu te pot face nici să trăiești vege și nici să trăiești extraordinar de mult calitativ. Și nu sunt totul. Văd o sumedenie de oameni pentru care această mod de viață care ține de nutriția lor devine o religie sau un scop în sine. Ceea ce iarăși mi se pare la fel de greșit ca și cum nu acordă importanță acestui subiect. Deci nu există studii extraordinare de clare făcute pe populații largi care să confirme treaba asta. E mai mult o chestie care se duce din când în când și să trăiești mai mult. Pe de altă parte, să trăiești mai mult, nu știu dacă neapărat să trăiești mai bine. Și o foarte mare diferență între treaba asta. Nu că aș încuraja pe sistemul Dumnezeu meu pântecele. Dar vă pot spune că bunica mea a trăit 100 de ani și nu pot să zic că a fost extrem de fericită că a trăit 100 de ani, că a spus că, domnule, chiar a murit sătură de zile, pentru persoane pe care le cunosc că au murit sătură de zile. Deci, doar numărul anilor nu înseamnă nimic. Calitatea lor probabil înseamnă mult mai mult. În condițiile unui trai pe pământul ăsta, nu știu ce să-ți dorești. Când mă gândesc că 100 de ani înseamnă, pentru bunică mea înseamnă două războaie mondiale, un regim comunist, deportări și chestii de genul ăsta, n-aș putea spune că mi-aș dori să trăiesc treaba asta. Mihai, spune-mi dacă este adevărat sau fals faptul că musulmanii neagă existența lui Hristos. Nu o neagă, pentru că cred că este un profet al lui Dumnezeu. Cred că este Mesia, deși există concepții
ciudate, să zic așa, o concepție ciudată cu privire la Mesia pe care o au. De asemenea, Mohamed îl depășește, deși este și el profet, este superiorul lui Hristos. Mesia n-a murit pe cruce, Mesia s-a dus direct la Dumnezeu, dar până la urmă trebuie să moară, să învie. Mă rog, lucrurile sunt puțin ambigue în anumite privințe, dar nu, nu-l neagă. Allah, în limba arabă, înseamnă Dumnezeu. Uneori se întrebă oamenii, domne, de ce spun Allah? Allah înseamnă Dumnezeu și nu e... Nu există Allah, există Dumnezeu. Oamenii erau clar într-o chestie greșită. Exact. Allah înseamnă Dumnezeu în limba arabă. Cred și ei că există Avram, vorba este tatăl lor. Da, sunt așa religie avramică. Bineînțeles, sigur că este o religie avramică. Cele două religii, iudaică și arabă, sunt... Islamică, sunt religii, sunt frați. Da? Ismael și Isaac. Un alt mit, ideile creaționismului au împiedicat dezvoltarea. Este adevărat sau fals? Iuna spunea lucrul acesta pentru că creaționismul ce înseamnă? Că Dumnezeu a creat lumea aceasta. Mai degrabă, ideile altora despre creaționism au împiedicat dezvoltarea. Exact. De ce spun asta? Una este să spui că Dumnezeu a creat lumea și una este să spui pământul are final și atunci când ajungi la capătul lui cazi. Și dacă demonstrează altcineva că e rotund, ești păcătos, că nu e bine. Nu. Și e nebiblic. Da? Deci e ceea ce au crezut alții despre creaționism, nu ce spune creaționismul. Următorul mit cred că necesită chiar o dezbatere de o emisiune întreagă. Dumnezeu există. Este adevărat sau fals? Acum, de multe ori am discuții de genul acesta cu prieteni care nu cred în Dumnezeu și îmi spun mereu, domnule, n-are cum să existe Dumnezeu. E o chestiune dintre asta foarte faină pe care să o abordezi atunci când educi un copil, când e mic. Sunt lucruri frumoase, să nu mintă, să nu fure, să... Da, moral. Dar hai să fim serioși. Poți demonstra că nu există Dumnezeu. Dacă vrei asta. Poți demonstra că există Dumnezeu la fel. Nu că ține de percepția cuiva, dar de multe ori am abordat discuția întrebându-l și punând în discuție anumite fapte, anumite întâmplări care ți arată că lucrurile nu puteau ține de ceva natural. Sunt intervenții pe care Dumnezeu le-a avut în anumite situații în dreptul unor oameni și e clar că o intervenție supranaturală trece dincolo de obișnuit. Și întrebam, spune-mi, te rog, mi-ar trebui mult la fel ca să dau exemple concrete de ce înseamnă curioasă. Și e greu să... Dar în privința asta nu poți nega faptul că nu există Dumnezeu. La fel de mult. Dacă vrei să crezi că nu există Dumnezeu, nu te ține nimeni să nu crezi, să crezi asta. Și o poți demonstra. Că m-am dus, oamenii au ajuns în spațiu și nu au văzut pe Dumnezeu. Mulțumesc, Dumnezeu. Ai ajuns până pe lună și așa pe lună este contestat faptul că s-a ajuns vreodată. Dar în orice caz am trimis tot felul de nave spațiale, tot felul de sonde, tot felul de și așa mai departe și nu l-am găsit pe Dumnezeu. Perfect. Unde l-am căutat pe Dumnezeu? În apropierea Pământului și nu l-am găsit și atunci tragem concluzia că nu există. Bun. Pentru mine lucrul acesta este irelevant. Eu cred că pur și simplu folosim metode sau nu știu, metode pe care noi am ajuns să le stăpânim cumva, dar sunt limitate. E ca și cum ai încerca să ghicești infecția în corp uitându-te, nu știu, la lună. Nu la lună, la vecinul. Folosești metode diferite. Poți diagnostica boli dacă te duci și știi cum acționează respectiva boală și știi unde o poți intercepta ca să vezi cum se manifestă și cum poți lupta împotriva ei cu tratament. Dacă nu înțelegi, e clar că nu lupt. Dar nu despre asta e vorba. Încerc și un mic răspuns aici. Un mic răspuns. Spun așa. Eu cred că Dumnezeu există și independent de credința mea sau oricui. Evident. Dar Dumnezeu va începe să existe pentru fiecare când fiecare va vrea să va învăța personal că Dumnezeu există.
Și aici e o chestie pe care, din ce știu despre Dumnezeu, nici măcar El nu-și permite să o forțeze. Da? E o chestie pe care o lasă la îndemâna fiecăruia, să îl descoperim noi pe Dumnezeu. Cineva spune așa, ce te faci dacă la sfârșitul vieții o să tragi concluzia că nu există Dumnezeu? Și a spus... Blaise Pascal. Da. Și a spus așa, dacă Dumnezeu nu există, am dus o viață curată, frumoasă pe pământul ăsta, fără abuzuri, fără nimic. Dacă Dumnezeu există, tu ai pierdut totul. O să revenim după o scurtă pauză. Nu vorbim despre apartamente. Vorbim despre acasă. Nu vorbim despre oțel, beton, cărămidă sau fier. Vorbim despre visuri împlinite și planuri de viitor. Nu vorbim despre blocuri, alei sau drumuri. Vorbim despre comunitate, despre viața pe care o aducem acestui oraș. Alege să faci parte din locul în care scriem viitorul pentru copiii noștri. Alege să le oferi copiilor tăi șansa de a-și transforma în realitate visurile, pentru că doar acasă visurile prind viață. Când o să fiu mare, vreau să mă fac doctor. Când o să fiu mare, o să vreau să mă fac coafez. Când o să fiu mare, vreau să fiu doctorisă. Când o să fiu mare, o să vreau să fiu polițist. Când o să fiu mare, o să vreau să fiu pompier. Când o să mă fac mare, o să mă fac profesor. Alege să faci din comunitățile Maurer Imobiliare acasă, iar visurile copiilor tăi vor deveni realitate. Investește azi în viitorul lor. Maurer Imobiliare. Constructorii de visuri. Alături de colegii mei, Răzvan Mihalcea și Mihai Stoicescu, dezbatem mituri. Răzvan, la tine am rămas de această dată. Spune-mi dacă este adevărat sau fals faptul că femeile gravide nu trebuie să poarte centură de siguranță atunci când călătoresc mașină. Este o mare prostie și un risc pentru sănătatea lor și integritatea lor fizică foarte mare. Nu este adevărat. Nu. Și nu este adevărat nici lucru care spune că și-ar putea deranja contracții premature dacă folosesc treburile astea. Din contră, chiar sistemele moderne la mașini permit ca lucrurile să fie foarte dinamice și evident că în sensul ăsta ele sunt mult, mult mai protejate față de generațiile trecute de așa ceva. Deci nu, încurajez femeile să poarte centuri de siguranță și încurajez femeile care nu sunt gravide sau bărbații să poarte centuri de siguranță, pentru că astfel crește șansa supraviețuirii lor sau scade riscul de a se accidenta în cazul unui traumatism, în cadrul unui accident rutier. E groaznic ce se întâmplă din punctul ăsta de vedere. Spre exemplu, la un singur impact frontal la o viteză 40-50 de kilometri la oră, în momentul în care capul îți face așa și așa, viteza creierului în cutia craniană e de peste 120 de kilometri la oră. Se pot rupe foarte multe vase și chestii acolo. Eu mă gândesc, cred că a fi în cel mai de preț lucru pe care îl avem în organismul nostru. Așa îl vede și organismul, că totdeauna când e șoc și asta, el orientează curgerea sângelui strict către cor și către creier. Asta se reține în viață. Și e foarte important de știu de treaba asta. Deci, purtați centuri de siguranță, iar nu, graviditatea, faptul de a fi gravidă, nu contraindică purtarea centurii de siguranță. Spune-mi dacă este adevărat sau fals faptul că dacă vrei să te încălzești, trebuie să bei alcool. Nu, e doar o chestie complet falsă. Ba, din contră, grăbești pierderile de căldură pentru că alcoolul în general face vasodilatație. Vasodilatația promovează disiparea căldurii în momentul în care faci. Vasoconstricția mai strânge și mai face treaba asta, vasodilatația nu. Din contră, s-au văzut foarte mulți oameni, tocmai cu senzația dată de intoxicația etanolică, mai ales degerați din punctul ăsta de vedere, pentru că da, sunt, să zicem, anesteziați la chestia asta, e doar o senzație, nu te încălzești, din contră, și îți face evident foarte mult rău consumând alcohol cu chestia că te încălzești. Nu, sunt nicio formă să întâmple treaba asta. Pierzi echilibru, mai ales că trebuie să atunci să fii evident, mult mai evident. E o contradicție conștient. Absolută pentru cei care pleacă la frig sau treburi de genul ăsta. Nu. Cititul la lumină slabă afectează ochii. Este adevărat sau fals? Ochii în timp pot fi afectați de foarte multe lucruri și vreau să vă spun că lumina slabă e poate cel mai puțin lucru, cel mai de neglijat lucru dintre ei. Oricum, dacă am avea modul de lucru ideal, să spunem, sau orice altă luminozitate,
în timp ne-am pierdut convergența cristalină și am ajunge să facem fie cataractă, fie vicii de refracție din punctul ăsta de vedere. Și pe de altă parte trebuie știut faptul că există alte lucruri care ne strică ochii, hipertensiunea arterială și diabetul, care sunt perfect prevenibile și sunt mult, mult, mult mai rele decât lumina. În primul rând, puțin mai citesc astăzi în lumină scăzută, odată vă spun, pentru că curentul electric e frecvent peste tot și mai departe, nu mai atât de scump. Se citește din ce în ce mai puțin pe hârtie, ceea ce are și un lucru rău, și se citește foarte mult pe suporturi digitale, care au o luminositate destul de mare, constatându-se că unele pot fi asociate, dar nu sunt studii care să asocieze clar treaba asta, utilizarea dispozitivelor noi cu foarte mari luminozități și cu dispersie de pixel mare pentru o supra-solicitare a cristalinului, a lentile care practic face convergență, ochelarul din ochi, cum vreți. E, atunci apar problemele când se strică această lentilă. Dar, repet, mult mai mult rău fac chestii care țin de stilul de viață și care sunt, v-am spus, hipertensiunea arterială, diabetul și așa mai departe. Adevărul este că dacă n-am lumină bună, având probleme cu ochii, nu pot să văd. Da, foarte bine, e foarte ok. Și din cauza asta și caut lumina multă. Nu, e bine să faci, e bine să cauți luminozitatea optimă, pentru că ce poate face, poate să obosească ochii foarte, sau poate să obosească mai mult. Te concentrezi foarte tare pe treaba asta, și atunci, într-adevăr, obosești și poți să parcurgi un număr mai mic, cantitativ sau calitativ, al materialului citit din punctul ăsta de scade foarte mult treaba. Asta da, cu asta poți fi de acord, dar nu lumina slabă. Iar acum, sincer, da, în mediul în care trăim foarte antropizat și așa la țară, nu mai citește nimeni la lampă sau la lumânare, refuz să cred treaba asta. Mihai, am o altă afirmație. Există fantome. Este adevărată sau falsă? Există fantome, cum să nu? Știi ce e interesant? Interesant este că am descoperit un text biblic, singurul text biblic în care se vorbește despre stafi de felul acesta, aluzie la activitatea demonică, practic, fantomele și toate lucrurile acestea sunt activități demonice pe care cel rău le dezvoltă tocmai pentru a speria pe cei care se sperie de lucrurile acestea. Hai să spunem așa, situația asta apare în momentul în care crezi în lucrurile acestea. Da. Ăsta e lucrul cel mai important. Pe de altă parte, biblic vorbind, dacă stai să citești Satana și îngerul lui, nu sunt ființe urâte, cu chipuri hidoase și așa mai departe. Biblia spune că Satana este un înger de lumină, a fost un înger de lumină și a pierdut rolul, să spunem așa, în cer, dar a rămas o ființă frumoasă, la fel și îngerii răi. Așa că chestiuni dintre acestea, Satana este cu imaginea de unei capre, unui țap, cu coarne, cu știu și eu ce alte chestiuni dintre astea. Sunt superstiții și el se bucură din plin atunci când cineva crede felul ăsta, chestia așa, așa că îi oferă exact ceea ce crede. Dar biblic vorbind, nu este adevărat lucrul acesta. Dacă păcătuiesc și mă rog lui Dumnezeu, mă iartă. Este adevărat sau fals? Da, te iartă, cu siguranță. Dumnezeu iartă orice. Un singur lucru nu iartă, păcatul împotriva Duhului Sfânt. Dar nu intrăm în lucrul acesta, așa spune Biblia. Te iartă, dar pentru aceasta trebuie să-și cere iertare. Pentru aceasta spune Biblia, recunosc păcatul, îmi dau seama că am păcătuit, cer iertare și Dumnezeu iartă. Da, Biblia spune că iartă orice păcat de felul acesta. Pentru că avem la Tată un mijlocitor, spune Apostolul Ioan, de exemplu. Da? Deci există lucrul acesta, nu este un mit, este o realitate. Dar repet, Dumnezeu iartă, dar și eu trebuie să recunosc păcatul meu și să-mi cer iertare. Avem un mit din partea cuiva care ne privește, mi-a dat un mesaj privat și spune așa. În Biblie apar situații în care regulile sau legile din Vechiul Testament sunt făcute de oameni și le atribuiesc lui Dumnezeu și apoi Iisus le dezminte în Noul Testament. Este așa? E adevărat sau fals? Ar fi fost bine să fi dat un exemplu, ca să, să discutăm pe un exemplu. A dat un exemplu? Da. Omorârea cu pietre a persoanelor prinse în preacurvie, lucru care Iisus îl respinge în Noul Testament, când i-a fost adusă femeia prinsă în preacurvie și fariseii spun, după legea lui Moise, trebuie omorâtă cu pietre. Da, nu era un mit lucrul acesta. Mai degrabă, Domnul Hristos a încercat să facă altceva.
ceea ce a, situația aceea a fost pusă la cale de chiar farisei. Și ei au pus-o să facă lucrul acesta și au adus-o în fața lui Hristos ca el să hotărească ce trebuie să se întâmple cu ea. Iar Mântuitorul n-a făcut altceva decât s-a așezat și a început să scrie niște păcate jos, cu degetul. Iar cei care au adus-o pe ea în situația aceasta au început să fie rușinați pentru că au citit exact ceea ce au făcut ei. Cine trebuia să fie omorât cu pietre? Și ea, dar și ei. Și Iisus cumva a încercat să le arate că dacă arunci cu piatra, ar trebui să fii tu, în primul rând, lovit cu piatra respectivă. Da, cine sapă groapa altuia, ar trebui să cadă singur în ea. Da. Exista o situație în Vechiul Testament, nu exista poliție, nu exista sistem de securitate, nu exista nimic altceva. Dumnezeu încerca să țină sub control, dacă vreți, moralitatea, să învețe să fie un popor civilizat, educat, un popor care să aibă reguli sanitare. De exemplu, nu există niciun popor care să nu aibă lucrul acesta. Și pe lângă pedepsirea, să zic așa, unei fapte grave, Dumnezeu le spusese tot felul de reguli de igienă. Dacă puneai mâna pe un mort, ce trebuie să faci pentru a evita contaminarea. Da. Scuzați. Și astfel de lucruri. Deci, în Vechiul Testament, Dumnezeu a dat poporului acestuia legi sociale, sanitare și așa mai departe pentru o bună organizare. Poporul Israel a fost unul extrem de bine pus la punct într-o teocrație, fără domnitor, fără altceva de felul acesta. Răzvan, acum că vine vara, spunem dacă este adevărat sau falsă următoarea afirmație. Bronzarea în prealabil la solar preîntâmpină arsurile solare. Nu este adevărat, cu siguranță. E exclus așa ceva. Cumva că ți obișnuiești pielea. Din punctul de vedere al meu, eu nu aș recomanda bronzarea la solar. Bombardarea cu ultraviolete, chiar și în doze controlate, nu este dovedită că este bună și există studii care arată că acest lucru, dacă vreți, crește riscul de apariția cancerului de piele, posibilitatea apariției cancerului de piele, de până la 5-6 ori mai mult la persoanele expuse față de cele non-expuse la așa ceva. Nu, arsuri poți să dobândești chiar și fiind înainte, în prealabil bronzatul. Nu recomand nimănui să facă plajă fără cremă cu factor de protecție. Nu pentru că nu s-ar bronza uniform sau nu s-ar bronza cum trebuie, ci pentru că stând foarte mult la ultraviolete crește foarte mult riscul de cancer de piele. Mai ales la pacienții care au expus așa zisele alunițe sau neci, numite popular, acelea fiind cele mai predispuse la a se denatura, a se transforma neoplazic. Deci nu mergeți la plajă fără factor de protecție. Bronzatul nu înseamnă doar plajă. Bronzatul înseamnă, spre exemplu, mersul la munte și mers în drumeție. Folosiți factor de protecție. Cremă cu factor de protecție solară. De asemenea, mersul cu bicicleta pe munte este, sau la mare sau oriunde, înseamnă expunere foarte mare la ultraviolete. Asta nu înseamnă că... Iar arsurile, din punctul meu de vedere, sunt cel mai benign aspect al bronzatului în exces, să spunem. De ce? Pentru că e chestie care trece. Tratată cum trebuie și așa. Dar riscul ca apoi să faci cancer de piele rămâne foarte mare. Rămâne încă foarte mare și continuu să faci treaba asta e foarte, foarte mult. Pe de altă parte, trebuie spus că doamnele, din punctul ăsta de vedere, sunt mult mai expuse, mai ales prin faptul că eventual la solar pot face plajă, să zicem, tople sau complet nud, expunându-și anumite părți care, expuse direct în lumină ultravioletă, că asta se folosește, pot degenera cancerul sau pot crește riscul de apariție chiar și de cancer mamar. Și iarăși sunt studii care arată treaba asta. Deci, per se, ca atare, bronzatul la solar, așa cum se spune, deci nu la solarul de roșii, ci în incinte care folosesc radiații ultravioletă directă pe piele, chiar cu factor de protecție, nu este benefic și nu e recomandabil, cu atât mai puțin ca să zici că nu te cojești, arzi sau pățești chestii de genul acesta. Da? Hai să-l întreb și eu ceva. Spune-mi, te rog. Bronzul de munte este mai bun decât bronzul de mare? Asta e efectiv o chestie care, așa cum să spun eu, colocvială, în popor,
Dar nu e adevărat treaba asta. Mai există posibilitatea, din contră, repede, să te arzi mai rău la pielea, să fie arsă mult mai rău la munte, pentru că nu te gândești că ești expus atât timp la soare. Dar, repet, trebuie făcut. Practic, și în momentul în care apare sau se cojește pielea, practic asta înseamnă statul superficial de piele e complet ars și e mort clar și trebuie complet eliminat. Se foloseau metode de sterilizare în laboratoarele microbiologice, inclusiv la indivizii care lucrau cu așa ceva prin 60-70, în care efectiv te treceau printr-o chestie de asta de solar și efectiv un strat de piele cădea jos pe tine ca și cum ai fi dat un strat de cenușă. Tocmai pentru că îți dădea ca să moară împreună cu ea toate bacteriile care erau impregnate în primul strat al pielei din punctul ăsta de vedere. Deci nu e o chestie de trăinicie sau de frumusețe, este o chestie așa populară, colovială, dar nu e susținut de date științifice și până la urmă expunerea solară vis-a-vis de chestia genul ăsta, doar că eventual la mare să stai într-o poziție mai pregătită, nu știu. Ideea cu apa amplifică foarte mult prin ultra-reflecție, dar și refracție. Deci, atenție, odată raze ultraviolete pot trece și prin apă și pot ajunge, chiar dacă spui că păi, a stat în apă și ce dacă? Da? Eu nu mai în apă stau. Da, reflecția și refracția din punctul ăsta de vedere nu schimbă foarte mult. Efectiv, doar schimbă unghiurile și atât. Dacă nu folosesc într-adevăr cremă, e jale. Deci este recomandabil și recomand tuturor, indiferent că merg la munte, la mare, drumeție sau plajă, folosiți cremă cu factor de protecție. Este singura, unica care are, într-adevăr, capacitatea de a vă feri de cancer de piele. Spune-mi, Răzvan, dacă este adevărat că sfărăitul este inofensiv. Nu este inofensiv. În primul rând, pentru cei din jur. Deci nu are cum să fie inofensiv. Nu are cum să fie. Nu în acest sens, că îi deranjează. Deci, dincolo, deci nu, dar nici pentru ei. Credeți-mă, am avut bolnav în salon, am avut un bolnav cu suspiciune de sindrom de amnee de somn și ceilalți nu puteau să doarmă. Ceilalți patru nu puteau să doarmă din cauza sfărăitului. Au cerut să fie mutați. N-aveam unde. Dar da, au cerut. Deci, din punctul ăsta de vedere, odată. În al doilea rând, sfărăitul poate traduce prezența unor boli serioase. Nu e atât de inofensiv. De la sindromul de amnee în somn, și am vorbit despre la un moment într-o emisiune, până la alte lucruri care țin de afecțiuni din sfera orele. Da? Deci, nu. Sfărăiți și se spune chestia asta că sfărăiți intens sau din ce în ce mai rău de către cineva care merge și consultați în primul rând un medic orele și apoi vedeți dacă e cazul și de altceva. Nu, sfărăitul nu are cum să fie inofensiv. Spune-mi, te rog, Mihai, dacă aprind lumânări la biserică, sunt ocrotii de rele. Este adevărat sau fals? La vie acolo. Este, poftim? La vie acolo. Da. Eu asta e o altă superstiție, pentru că dacă lucrurile ar fi atât de simple, am putea să facem tot felul de alte lucruri. Adică dacă am sta într-un picior timp de 5 minute, da. Mai mult ca sigur s-ar rezolva problema, nu mai știu ce, negilor. Dacă nu știu ce am face, sunt superstiții. Probabil că anumite vin și dintr-o, știu și eu, o întâmplare care a existat la un moment dat, când poate cineva a făcut un astfel de lucru și s-a rezolvat problema. Și atunci asocia cele două. Dar nu. Și pe de altă parte, lucrul acesta o pot spune mulți din cei care aprind lumânări și văd că lucrurile nu se întâmplă așa. Asta este tipul, exemplu tipic de gândire lineară pe care am avut-o și eu, dar asta era la 12 ani. Când credeam că dacă merg pe același drum semestrul ăsta, cum am mers pe drumul trecut în semestrul ăsta și dacă dau teza în aceea zi la matematică, în aceea zi și stau cu aceeași coleg de bancă și nu știu ce notă mare cu una pe semestrul ăla. Țeapă, n-am învățat la notă mai mică. Evident. N-are nicio legătură pentru că te concentrezi pe lucruri care nu determină, n-au efect direct asupra trebuie. Te concentrezi pe unul cu ții care în mod clar nu influențează. Există o teorie a haosului în fizică și acționează în prezent, dar nu are de a face cu treaba asta, mă înțelegeți? Deci, repet, nu învățam, nu puteam să notăm mai mare, indiferent ce drum aș fi urmat și dacă aș fi făcut literalmente exact același lucru pe care l-am făcut cu două luni în urmă, să spunem, da? Deci, efectiv, dar asta e tipic de gândire lineară. Am luat 3 roșii și 3 mere și de-aia nu mi-a ieșit numele la loto, știi? Dacă am 4 roșii și 4 mere, cine știe? Vreau să spun un exemplu evident. Sunt sportivi. Uitați-vă la cei care au ticuri.
Rafael Nadal este unul dintre cei care e recunoscut din punctul acesta. Vezi că ticurile în sport te ajută deci facem diferența între ticurile și superstițiile. Că unii deci, au și unul și alta. Între superstiție e una, dar gândiți-vă că la un moment dat, în cadrul sportului de performanță, ce vorbesc serios, există anumite lucruri pe care le percepe ca ticuri, dar sunt chestii pe care sportivul le face pentru că aș câștiga concentrarea. Da. Deci se leagă de dor la șireturi, nu pentru că e superstiție uneori, ci pentru că, domne, simte că scapă miciul din mână, își face o pauză mentală, trage de timp și noi percepem ca tic, dar dau un exemplu. Da? Nu e. Dar există, cel mai multe ori n-am văzut fotbalist care să nu intre pe teren să nu facă 5 cruci, să pupe gazonul, să facă... Și nu să ne dă gol, să ne înțelegem. Și nu știu ce. Da. Dar ce vreau să spun este un astfel de jucător care are nu doar ticuri, dar și superstiții, este Rafael Nadal. Câștigă, dar și pierde. Deși și-a aranjat sticlele mereu în același lucru, face exact același lucru și chiar el recunoaște că are niște superstiții. Dar lucrul acest, chiar dacă le face... Uneori câștigă, alteori pierde. Bine, să știți că unele sunt făcute și la intimidare să-și enerveze adversarul tocmai din cauza asta. Da. Aș vrea să mai spun încă un mit, că ne legim foarte mult la acesta și sunt mai multe. Spune-mi, te rog, Mihai, dacă este adevărat faptul că mă vindec dacă ating moaște. Așa cum spuneam, este același lucru ca și în cazul lumânărilor și am putea dezvolta. Nu cred în așa ceva, pentru că, repet, cultul morților, din punctul acesta de vedere, biblic vorbind, nu există. Un om când moare și nu știe nimic. Și punct. Da, e adevărat că am putea discuta foarte mult la subiectul ăsta, dar, să răspund pe scurt, nu. Da, există dacă un efect placebo foarte mare. Da. Acum că există pe moaște, pe lumânări... Sau pe orice altceva. Pe orice altceva. Deci, credeți-mă, există un efect placebo extrem de mare și oamenii îl asociază tot așa, prin gândire liniară, cu treaba asta. Dar asta nu înseamnă că e adevărat sau că funcționează treaba aia. A existat în Biblie, au existat momente când oamenii atingeau poala mantiei lui Petru și se vindecau sau, știu și eu, doar trecea umbra. Dar erau lucruri extraordinare pe care Dumnezeu le-a îngăduit pentru o anumită perioadă de timp. După aceasta ele n-au mai fost. Lucrurile acestea țin de o chestiune supranaturală și este mâna lui Dumnezeu, nu are de-a face cu mine și de puterile mele supranaturale pe care le-aș avea eu la un moment dat. Super rapid, în câteva secunde, un ultim mit din teologie. Dumnezeu mă pedepsește dacă fac rele și am ghinioane. Da. Există un astfel de... O astfel de discuție. Vin unii la Domnul Hristos și spun, uite, s-a întâmplat ceva cu niște galileeni care au fost omorâți în templu și au fost mai păcătoși și Domnul Hristos continuă și spune, dacă nu vă pocăiți, toți vă spieri la fel. Adică n-are nicio legătură cu lucrurile acestea. Un om pierde și pierde mântuirea dacă nu se întoarce la Dumnezeu. Ghinioanele sau mai știu eu ce. Apropo, științific vorbind, 5% din ceea ce ni se întâmplă nouă este peste puterile noastre, să zic așa. Sunt lucruri care nu țin de noi. Cu tremure, alte lucruri dintre accidente și chestii. Dar restul de 95% din ceea ce ni se întâmplă țin de obiceiurile noastre, de lucrurile noastre, de dezorganizarea noastră. Exact, de așa cum că trăiești tu viața, efectiv. Da. Dom'le, ghinion, nu am pierdut mașina. Ghinion... Cu siguranță, dacă nu te-ai trezit mai devreme cu 5 minute, normal că ai pierdut mașina. Dar lucrurile științifice, 95% din ceea ce ni se întâmplă, ține de noi, nu de alții. Răzvan, te rog, spune-mi, este adevărat sau fals faptul că răcim pentru că ne trage curentul? Fals, complet fals. Curentul există, e un context cultural doar în zona noastră, un pic din Ungaria, un pic din Serbia și din nordul Bulgariei. Nu există așa ceva. Nu recomand schimbarea bruscă de temperatură, aviz faptului că încep caniculele și cum mai vreți dumneavoastră să le numiți acum, și trecea de la căldură foarte mare la aer condiționat, nu recomand asta, sau să stai direct sub jetul de aer condiționat al unui aparat. Însă, nu există noțiune de curent. Asta e o chestie inventată de români și exploatată la maxim de... Nu era să zic de cine, nu. Deci nu există curent în sensul ăsta, ci există curent electric, curent de convecție, curent de ce vreți să spuneți, curent literar. Vorbeai un pic mai devreme de exerciții pentru creier. Există posibilitatea să ne mărim IQ-ul prin exerciții? Nu prin exerciții, ci prin folosirea efectivă a minții. Nu este exerciții de... Puneți capul la contribuție în fiecare zi cu tot ce e de făcut.
citește, bate scapul, rezolvă situațiile, nu renunța ușor la toate chestiile astea, da. Și ia să vezi ce deștept o să fie. Caută soluții. Da? Da, dar oricum, cine deștept stă apucă să uite, mamă, ce deștept stau în fost. Nu, deci nu, să ne înțelegem. Mintea. Nu, mă refer progresă. La testarea efectivă a IQ-ului. Adică testezi IQ, vezi că ai, nu știu, Loredana, 120 și faci nu știu Loredana, ce și ai 130. Richard Feynman, unul din oamenii cei mai inteligenți pe care cunosc în ultima 100 de ani, așa. Cred că de tot mai inteligent decât Einstein, avea IQ-ul măsurat de 125. Ăsta a câștigat, omul ăsta a câștigat un premiu Nobel, a ajutat la construirea bombei atomice, a inventat edificiul teoretic pentru nanotehnologie pe care noi nici acum n-am reușit să o învățăm, să o folosim cum trebuie, cu 40 de ani înainte să inventăm primul material nanotehnologic, și avea 125, adică o chestie care e aproape de mine. Dar nu e, astea sunt niște chestii subiective, dacă vreți, sau mă rog, puțin măsurabile prin IQ. Deci nu, IQ-ul nu e totul, sunt oameni care dacă le iei pe ei pe IQ sunt mult mai slabi, dar care puși în fața unor chestii concrete, categoric fac fapte extraordinare și rămân în istorie. Antrenați-vă mintea, nu IQ-ul, care e o chestie, și de, cu ce te aștept că ai 225 IQ sau 250 și, bă, iartă-mă, nu știi să faci anumite lucruri care sunt utile pentru viață, da? Foarte scurt. Folosiți-vă mintea, nu IQ-ul. Foarte scurt, da sau nu, consumul alimentelor la ore târzii îngrașă. Da. Da, perfect. Sunt dovada vie, nu, iertați-mă. Stilul meu de viață dezordonat demonstrează că nu este ok să mănânci după ora 6-7 seara. Îți mulțumim foarte mult, Răzvan, îți mulțumim foarte mult, Mihai. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Mâine seara la ora 20 ne revedem sub lupă. Numai bine vă doresc!